Ce mai face Ana? Vai, ce mi-ai crescut? De unde știți cum o cheamă? Nu se poate. Chiar nu mă țin? Nu, nu prea. Bine, sunt foarte bun prieten de fratele tău. Poate îți mi-ai amintești măcar numele meu. Dă-mi voie să mă dezic. Ce plăcere. Nu spune că nici asta îți amintești că nu te cred. Dacă tăticul meu ar fi avut un prieten cu nume atât de năstrușnic, l-aș fi ținut minte, cu siguranță. Unde pleci? N-am voie să vorbesc cu străinii, mai ales atunci când îmi oferă dulce. Eh, păcat. Mare păcat. În aceste condiții, presupun că îmi voi să mănânc eu. Pericol, pericol maxim! Ajută-mă!
soția Dulciu. Ce minciună! N-ați vrea să mă luați și pe mine în împărăția dulciurilor, dacă tot le cunoaște? Mai încă pe bordo. Nu se departe. Oh, nu este chiar aici, după colț. Cum? Era atât de aproape de casa mea și un om se va până acum să mergem. Vai, pleacă! Ce? Să ne place mai finez? I-am promisit pe aia că voi pleca de pe mătălie. Și foarte bine ai făcut! Asta înseamnă că ești fiță cu minte. Dar eu nu sunt un străin, sunt un cunoscut, un prieten. Dacă spuneți dumneavoastră... Nu stă mult. Îți umpli buzunarele cu câte bomboane vrei și întoarcem acasă cât ai clipi. Bine. Mamule, mă, că vrei pleacă, ce l-am spus eu! Hei, Ana, nu te duce cu el! Da, păiește-te! Sau măcar așteaptă-ne și pe noi! Să mergem după ea! Să mergem după ea! Ușuresc până cel și trebuie. Și zau
jurel, spănâncelul jurel, tu nu vezi că nu vrea? Nu se mai și strâmbă la noi! Plecați, nu mai am legume, nici fructe, plecați-ți! Îmi ia ce te luptați înaintea ochilor în grădină. De fapt, când o să ajung acasă, o să rog pe bunicul meu să mute panoul vostru de acolo. Trebuie să găsim altceva. Propus o ducem acasă cu forța. Cum? Nu vezi că nu putem ajunge lângă ea. Ne urăște, ne detestă. Din cauza asta, nu o putem ajuta. Între noi e un zid, același din fiecare zi. Găsim noi o soluție, dar mai dați-mi puțin timp de gândire. Să vedem ce se mai întâmplă. Nu mai vrei o crenguță. Nu-ți face griji. Nu se termină niciodată. Mănâncă până te satul. Ea nu mă sătă niciodată, trebuie mai. Asta spun toți la început. Desigur, mereu vă rugați de copii să vă bage în seamă. Și nu a vorbit. Turta dulce. Culcă-te la loc sau dacă nu, măcar pune plăcerea și taci. Crezi că e atât de ușor să te odihnești în vacarmul ăsta? Când toată lumea strigă, râde sau trupăie peste tine, dați-vă jos media din cârca mea! N-ați auzit ce m-am spus? Hei, tu asta mică, cu gura mare și plină de bomboane, jos! Dar unde sunteți? Nu vă văd. Ție chiar nu ți-e rușine? Nu te-au învățat părinții că n-ai voie să stai cu picioarele în mâncare? Fiecare de pavaj sunt urtițe dulci. Cer mii de scuze, dar nu am știut. Nici nu mi-aș fi intuit. Desigur, eternele scuze. Toată lumea mă calcă în picioare și pe urmă spune pardon, așteptând probabil ca eu să mă bucur pentru asta. Deschide mai bine ochii, dulcico, domnișorico, ca să vezi pe unde sau pe cine calci, cu cine vorbești. E cel mai important ce anume bagi în gură. Nu poți mânca așa de avalma toate porcările. Ți se face rău. Pardon, noi suntem niște dulciuri gustoase. Spre deosebire de altele. Dar asta se întâmplă tot prin preajmă. Ha, după ce fetița va gusta o pietricică, o bucățică de turtă dulce, nici nu-și va închide măriile voastre. Nu vrei să încerci? Și s-a zis cu noi. Nu pe tine te-am întrebat. Liniștiți-vă!
mă, se îngrașă ea și o trimite în puteai zice cocă. Despre cine vorbiți? Despre Ana, firește, o prăjnicătură aia mică. Bine, dar ea nu este o prăjitură. Nu încă. Ești foarte dezorientată, negreso. Nu sunt o negresă, sunt o prăjituică cu dulceață de afine. Ca să vezi! Eu zic că Ana a crescut suficient, a devenit pufoasă. Mai are nevoie doar de umplutură. De exemplu, dulceață. De afine. Apoi o pachetă frumos cu fundiță și o trimitem la... Confetărie! Ca să fie degustată! Bine, dar nu vă este milă de ea? De ce ar trebui să ne fie? Doar e un gol. Nu-ți mai face, dragă, atâtea procese de conștiință. Gândește-te că nu și-a ascultat părinții. Greșesc cumva? Ajutor, tata, ajută-mă, mamita! Ce-o fi apucat-o? Salutare, gustoșilor! Ciocolată! Pur și ai apărut! Lasă amabilitățile! Unde e Ana ciocolată? Domnul Dulciu, domnule Cozonac, am venit să vă felicit pentru treabă de milioane într-un timp record. Am verificat-o cu tortul diplomat și cred că este gata de împachetat. I-am promis că vin acasă, firește. Firește! Dar am uitat să-i spun cum. La pachet! Unde e Ana acum? Am trimis-o la tortul diplomat. Să gustă feliuță! De adio! Să mergem! Să mergem! Dacă nu ai fost cu minte? Așa trebuie, na! Sunt! Cine ți-o vine de picioare? Nu!
Ce se întâmplă dacă nu ascultați de părinți? Ceea ce pare dulce poate deveni amar. Copsitule,
marinar. Apoi de n-a învățat toată lumea carte ca dumneata. A sosit! Eu stau aici pe hol. Bine! Nu, nu e voie să-ți scoți capul pe fereastră, puișorule. Ce treabă ai tu, urâtule? Ceva.
vopsit. Ai văzut? Ce să văd? Parcă măsa nu știe. A venit cineva în lojă la ele? Mitică. Care mitică? Ei, care mitică? Lefterescu, locotenentul. Să mă credeți, promițelor. Pe onoarea mea, vă spun că nu pot să zic pentru că eu... Pentru că dumneata ești cavaler! Și nu vrei să spun. Dar pe Lefterescu l-ai văzut la cine? Mi se pare că era într-un stal, drept în fața mea. Lângă loja ei! Ai văzut? Ai înțeles acvapotul! Vezi dacă ești proastă! Pe se poate! A, vorbești de loc și mă dăm cu Lefterescu la ușă. Ia! Vezi ce obraznică e? Doamnelor, dați-mi voi să vă salut. Îmi pare bine că vă găsesc mereu vesele și curațate. Eu trebuie să mă retrag. Așa de grav? Vă o afacere, gentă. Fără să-i măcar un ceai? Parol. Tocmai cu? Peste poate! Madame Biscopesco. Ah, bonsoir. Ia loc, te rog. E un ger afară, manșe, că nu-ți poți face o idee. Dacă o ține așa toată noaptea, se duce dracului rapița. Nu crezi? Am vorbit cu arendaș. Aș! Nu mi-a scris azi Protopopescu al meu? Ai fost aseară... Taci tu! Lasă-o întrebire. Ai fost aseară la cine, Madame Protopopescu? Da. Singură? Căci! Singură? A, nu! Cu mama! Cu mama? Doamnelor, eu? Tocmai acum! Și era multă lume aici? Foarte multă! Ce sunt obitoace? Era cineva dintre cunoscuți? Mai nimeni! Era Constantinească, Treasca, Vasileasca, Georgeasca. Am o ghetinencile. Ce faci cu ceaiul ăla? E gata, comiță. Apoi de ce dracul nu l-a aduci odată? E gata în salon. Apoi de ce nu spui proastă? Să nu mă îmbărești, obraznică! Apropo, nu mi-ai spus cine mai era aici? Ba, te-am spus. O grătinencile... Nu, dintre bărbați. Dintre bărbați? Nu e ceaiul? Ba da. Mitică. Nu era? Mitică? Nu știu care mitică. Lefterescu, locotenentul. Doamnelor, eu. A, Lefterescu. Mitica dumitale. Ba, dumitale, obraznică. Bandă, măi. Obraznică, obraznică, obraznică. Dumneata. Așa zi! Eu stau
prefaci? Te găsi pe cine să înșel. Bine, uite, cine mă pupă, primește ciucanată. Piscioriu, nu mai scoate capul pe ferestru. E lucru mare, e de deștept. E ceva de speriat. Parol! Aceasta dovedește că
fetiță, nobilul său caracter. Care un suflet foarte bun. Că vorbele și faptele sale sunt din cele mai nobile. Așa e. Că nu există mai înflăcărate cuvinte ca ale lui. Și că nimic nu e mai dureros ca acea supraveghere continuă care mă oprește să gust din farmecul dulce al acestei divinții femei. Dar crezi tu, dragă Toaneto, că într-adevăr mă iubește? După cum îmi spune? Nu cred că crede la asemenea lucruri. Prefăcătorile amorului seamănă mult cu adevărul. Știu eu, am văzut mulți comediante de aceștia. Ah, Toaneto, ce vorbești? Se poate, oare, ca aceste dulci înflăcărate cuvinte să nu fi fost decât minciuni? În orice caz, vei afla curând adevărul. Hotărârea sa, despre care ți-a scris că vrea să te ceară în căsătorie, este cel mai bun mijloc de a afla adevăratele sale sentimente. Ea va fi cea mai bună dovadă. Ah, Toaneta, dacă m-o fi mințit, în viața mea nu voi mai da criză în vreunui bărbat. Iată, tatăl dumneavoastră. Dar asta nu îl împiedică totuși să fie grav bolnav.
m-a nimerit să conduc pe domnul în odaia domnișoarei. Ba nu, cheamă-ci! Nu vă putea preda bine lecțiile, decât fiind singur. Ba nu, ba nu, să vii aici! Mă tem ca muzica să nu vă amețească, iar în starea în care sunteți nu trebuie nimic să vă deranjez. Ba deloc, ar fi o mare plăcere să... Ah, uite că vine Angelica. Du-te și vezi dacă soția mea este îmbrăcată. Cunoștinței mele, doresc, draga mea, cum ți-am mai spus-o, să fac